cred că este momentul încă o dată să mulțumim gazdei noastre, doamna Mariana Marinachi din Iași. Aplauze! Doamna Mariana! Oh, ce elegantă sunteți, doamna Mariana! Ca întotdeauna frumoasă, frumoasă, elegantă, deosebită. Vă mulțumim foarte mult. Ce am servit noi astăzi? Hai să prezentăm un pic meniu. A fost o ciorbă rădăuțeană sau cum se cheamă? Deci, înainte de a vorbi despre preparate culinare, despre surprize adevărul culinare, putem face vreau să salut pe toți care au venit din nou la Marinachi. Mă bucur că au ajuns din și prietenii mei de peste Prut. Pot să spun surorile mele, nu? Da, sigur că da. Și mulțumesc tuturor că cu o parte m-am reîntâlnit și sunt foarte bucuroasă că ați ajuns în orașul Marelor Iubiri, de pe cele 7 coline. Și ca să spun așa un cuvânt mai prețios, ați ajuns în podul de piatră, care este o perlă. Vreau să vă întreb ce mai face fata dumneavoastră din Grecia sau cine era? Anca Măriuca. Anca Măriuca, da? Deci acest... E tot în Grecia asta, nu? Deci acest interviu vreau să-l dedic copiilor așa. Mei, mamei mele. Salutări! Surorilor mele, sora mea care e aici prezentă să cu rumâna. Mine. Sora mea care e la bucătărie și v-a gătit preparatele care... De surioara dumneavoastră așa, a fost. Și chiar m-a atenționat, te rog frumos, de data asta să amintești de mine. Păi asta, eu cu asta începusem, de fapt. Nu, am spus eu că mi-a plăcut foarte mult ciorba rădăuțeană, foarte, foarte, deci despre dânsa era vorba și am mai servit și o friptură foarte, foarte bună, dar pălinca a fost, Tudorel poate confirma, să știți. Deci pălinca, super ok. Vreau să vă fac o dedicație și puteți să rămâneți împreună cu noi să ne simțim bine. Doamna Mariana, eu vă spun așa, și dumneavoastră și spectatorilor care sunt aici în spatele camerelor de luat vedere, dar și pentru telespectatorii noștri fideli ai televiziunii favorite, televiziunea Cântecele Noastre. Doamna Mariana, hai ora noroc! Veseliei. Hai noroc, ora veseliei! Hai noroc și bună seara! Sara, și cu cine m-am întâlnit, ai bună seara. Dragul meu, unde-am venit, ai bună seara. Și cu cine m-am întâlnit, hai da bună seara. Ca să seară-i seară mare, hai bună seara. Pentru toți e sărbătoare, hai da bună seara. Ca să seară-i seară mare. Sara, să petrecem împreună, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara. Să petrecem împreună, hai da bună seara. Vom petrece, vom cânta, hai bună seara. Inima ne-o bucura, hai da bună seara. Vom petrece, vom cânta. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara. Și paharele închinați, hai bună seara. Haideți, oameni buni, jucați, hai bună seara. Și paharele închinați, hai da bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara. Lăsați relele deoparte, hai bună seara. Să vă urăm sănătate, hai bună seara. Lăsați relele deoparte, hai da bună seara. Dragul mi să mă petrec, hai bună seara. Că și-așa relele trec, hai bună seara. Dragul mi să mă petrec, hai bună seara. Că și-așa relele trec, hai da bună seara. Și-o petrece împreună, hai bună seara. Și-o mandea inimă bună, hai seara, și-o petrece împreună, hai bună seara, și-o mandea inimă bună, hai da bună seara.
formația Chef Moldovenesc. Hai să ne prezentăm numele la fiecare, da? Da. Mă numesc Ana Maria Ciocoiu, sunt din Piatra Neamț, studentă în anul 2 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Aplauze, aplauze, pregătirea și muzicală. Și solista formației Chef Moldovenesc. Foarte frumos, aplauze. Nu se aude. Da? E bine, e bine, am început bine, da? Hai să-l prezentăm și pe colegul de la claviatori. Teodorescu Petrica Alin, tot din Piatra Neamț, student la Academia de Muzică în anul 4. Am terminat cu facultățile astea, băi, atâta, ce e asta? Bravo, bravo, felicitări, te-am întrerupt. Mai spune o dată cum se cheamă facultatea ce? Academia de Muzică Gheorghe Dima. La vioară. Bună seara, spun și eu, mă numesc Moise Silviu, la vioară. Și tu ești student sau urmează? Și eu student în anul 4. Am terminat-o, băi, cu facultățile astea, băi. Ia să vedem, ăsta n-are facultate, că e mai tânăr. Ia. Ia să vedem. Mă numesc Andrei Mihai, sunt elev în clasa 10 la Liceul de Artă Victor Brown. Am terminat-o, băi, cu școlile astea de... Bravo, băi, felicitări. Toți cu școală muzicală, da? Foarte frumos, foarte frumos, bravo, bravo. Ce ar mai fi de spus și să trecem la treabă, da? Suntem încântați să ne aflăm în această seară minunată aici. În această alături... formulă, adică și exact, eu cu voi. Exact, în această formulă, alături de voi la Ora Veseliei, onorându-vă cu câteva piese de care sunt sigură că o să vă placă. Extragerea întâi, și... piesa numărul 1. La casa cu omenie, piesa da. Numărul 1. Extragerea a doua, piesa cu numărul 2. Crenguță verde de brad. Extragerea a treia, piesa cu numărul 3. Azi nor, mâinii senin. Pentru toți care ne urmăresc, pentru părinți, le transmitem multe salutări, toate gândurile bune și multă sănătate în primul rând. Bun, dragi prieteni, vorba lungă, sărăcia omului. Cântă pentru noi formația Chef Moldovenesc din Piatra Neamț. Aplauze! Să pot aduna și o mie, măi, măi. La casa cu multe soadă și de la cătul la poartă, și de la cătul la poartă, măi, măi. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția. Nici banul, nici avuția, măi, măi. Nici banul, nici avuția.
uți vezi de brad, măi. Mulțumim că ne-ați chemat, măi. Uți vezi de brad, măi. Mulțumim că ne-ați chemat, măi. Mulțumim că ne-i poftiți, măi. Cu noi să vă înveseliți, măi. Dar n-am venit aici să stăm, măi. Am venit să petrecem, măi. Jucă cu rușa mă cu lui. Jucă și este satul lui, măi. Ui, 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 mai da, ha. Țara cu bărbatul meu, măi. Toate lumea o zis că e rău, măi. Țara cu bărbatul meu, măi. Toate lumea o zis că e rău, măi. Numai eu am zis că e bun, măi. Și până la Crăciun, măi. O tava la bobotează și-și parge capul pe gheață. Joacă baba de Ioane, nu te moară și de foame. Și la o coajă de malai să mă ajungi cu patru mamă. Bărbatul inima ținii, dă și măță, dă și mini. Bărbatul inima ținii, dă-și măță, dă-și mini. Mă îmbracă în suman, măi. Mă sărut odată în an, măi. Mă îmbracă în suman, măi. Mă sărut odată în an, măi. Săracul bărbatul meu, be și el, da, be și eu, măi. Dacă te pahari beau, atâtea și-o merge eu. Bărbatul meu într-o vreme, o prestare eu mă temi. Bărbatul meu într-o vreme, o prestare eu mă temi. De copașii și umbroși, măi. De barbață și frumoși, măi. De copașii buruieni. De șorăi, de coțofeni. Mă grijoște ca pe-o floare. Și mă terește de soare. Nici la lucru nu mă pune și nu mă îmbrac să mă țâni. Nu se vede de trifoi, măi. Eu cum vă vii drag din noi, măi. Nu se vede de trifoi, măi. Eu cum vă vii drag din noi, măi. Că mi-i drag de unde am venit, măi. Dar traiul meu a trecut, măi. Necon cu voi mă petrec, măi. Dacă trebuie să plec, măi. Și dacă ne-ți mai pofti, mai pe atâța o vini. Cât o fi pături fragi și voi ne-ați rămâni dragi. Așa, 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 măi. Și zile vin, măi. Azi nor și mâinii soare, tătii lumii strecătoare. Azi nor, mâinii se nindle, trec și zile vin, măi. Azi nor și mâinii soare, tătii lumii strecătoare. Lumea azi-ți mai cânt eu, vai. Lume, draga mea, măi. Mâine alta-n locul meu. Mâine alta-n locul meu. Jos-i norul, sus-i luna. Și-aș muri, dar nu acuma. Și-ntr-o toamnă cântă bruma să se mirită de lumea. Jos-i norul, sus-i luna. Și-aș muri, dar nu acuma. Și-ntr-o
o toamnă când brumoasă se mirită de lumea. Să miri bun și rău, vai, lume draga mea, măi. Ce fel de om am fost eu, ce fel de om am fost eu. Viață și iar viață legată cu un fir de ață. Drajdia crezi încă ținii să rupi când ți-i mai bine. Viață, viață și iar viață legată cu un fir de ață. Drajdia crezi încă ținii să rupi când ți-i mai bine. Eu legată nu durele, vai, lume draga mea, măi. Și-ți cânt cânteșile mele de dragoste și de jăle. Cum îmi trăiesc eu viața, că trăiesc și eu ca tine, nici mai rău, dar nici mai bine. Lume, nu mă judeca, cum îmi trăiesc eu viața, că trăiesc și eu ca tine, nici mai rău, dar nici mai bine. Judecă-mă Dumnezeu, vai, lume draga mea, măi. Când a venit ceasul meu, dacă ți-am făcut vreun rău. Până atunci oi pietre și vai, lume draga mea, măi. Viața-i scurtă și trece, că viața-i scurtă și trece. Domnul Ifrim. Ifrim Vasile. Da, dumneavoastră activați și într-o formație. Despre ce formație e vorba? Classic VIP. Classic? VIP. Foarte frumos. Classic VIP. Aplauze, aplauze. Știu multe lucruri despre formația. Domnul Ifrim, ce melodii ne veți interpreta? Voi interpreta o melodie specială pentru nevasta mea după 20 de ani. După 20. Bun. Să cânte muzica, regia tehnică, vă rog, melodia după 20 de ani. După 20 de ani Dumnezeu mi-a scos în cale. Pe fata ce am iubit, frumoasă seamănă oare. După 20 de ani Dumnezeu mi-a scos în cale. Pe fata ce am iubit, frumoasă seamănă oare. Gura-i dulce ca fraga, ochii albaștri ca zarea. Nu o văd zile la rând, mă trezesc cu ea-n gând. Gura-i dulce ca fraga, ochii albaștri ca zarea. Nu o văd zile la rând, mă trezesc cu ea-n gând. Nu credeam că o să întâlnesc pe fapta care o iubesc. De mulți ani am așteptat să iubesc cu adevărat.
nu credeam că o să întâlnesc pe fata care o iubesc. De mulți ani am așteptat să iubesc cu adevărat. Anii au fost tare grei, fără ochișorii tăi, și de m-aș mai naște odată, te-aș iubi o viață întreagă. Anii au fost tare grei, fără ochișorii tăi, și de m-aș mai naște odată, te-aș iubi o viață întreagă. Zile și nopți la rând mă trezesc cu tine-n gând, și n-aș vrea să te mai pierd ca o rană mare-n piept. E zile și nopți la rând mă trezesc cu tine-n gând, și n-aș vrea să te mai pierd ca o rană mare-n piept. Sufletul mult am pierdut, anii care au trecut, acum trec două, trei zile și-aș vrea să fii lângă mine. Tu ești alinarea mea, mi-ai furat inimioara, zile între și nopți la rând, eu mă culc cu tine-n gând. Sufletul mult am pierdut, anii care au trecut, acum trec două, trei zile și-aș vrea să fii lângă mine. Tu ești alinarea mea, mi-ai furat inimioara, zile între și nopți la rând, eu mă culc cu tine-n gând. Despre formația noastră să vorbim un pic, colegul, să-l prezint pe colegul de la acordeonul electronic, foarte important. Sigur că da, Nelu Iordache. Aplauze pentru Nelu Iordache. De la Năvodar zis ridiche. Aha! Așa-l știe lumea. Așa, la claviaturi. Hanțu de la Constanța. Și solist vocal. Cornel de la Năvodari. Cornel de la Năvodari. Așa, Cornele, cum stăm cu repertorul? Ce piese ne-ai pregătit? Stăm bine, am o piesă pentru toți românii, îi bogați și îi săraci. Cu credință în Dumnezeu și să asculte foarte bine melodia asta, e făcută de mine special. Bravo! Dragi prieteni, rămânem cu prietenii noștri de la Năvodar, aici la ora veseliei, ora bunei dispoziții! Săracii mor de foame, de ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om sărac, ofo? Bogații au milioane, iar săracii mor de foame, de ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om sărac, mă? Thank you.
omoară fiu antru omă. Pentru petec de pământ n-au în ei nimica sfântă. Oameni reca și acum se omoară fiu antru omă. Pentru petec de pământ n-au în ei nimica sfântă. Frate cu soră se ceartă și se dau în judecată. De ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om săran? Ofo! Bogații au milioane, iar săracii mor de foame. De ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om sărac? Săracii mor de foame. De ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om sărac? Ofo! Bogații au milioane, iar săracii mor de foame. De ce, Doamne, ai lăsat om bogat și om sărac? Să petrec, sau că n-o fi foc, dar am să încerc să
iubesc altă dată să vreau să petrec. Doamna Gabriela Puiu, am înțeles că dumneavoastră aveți un mesaj pentru câteva cunoștințe dragi. Da. Ia să auzim. În primul rând voi interpreta o piesă de pe ultimul CD realizat împreună cu Fanfara 10 Prăjini, al lui Costică Panțeru. Nu vreau cu Fanfara, nu vreau. Ba da. Pentru că eu sunt mândră cu 10 Prăjini. Da? Sunt consătenii mei unde sunt preoteasă. Nu, dar nu la asta mă refeream. Numai o secundă, că vă dau cuvântul imediat. Ideea este următoare. Nu se spune ultimul album. Nu. Se spune cel mai recent album. Cel mai recent album. Acum da, aplauze. Exact. Cel mai recent album. Vreau cu Fanfara 10 Prăjini. Da, condusă de Costică Panțăru. Salutare, domn Panțăru. Salutare. Să știi că se uită la noi acum. Da. Și o urare pentru toți locuitorii comunei Dagâța, unde sunt preoteasă, sănătate, doamna și numai preoteasă. Tine. Haideți să o ascultăm pe doamna Puiu. Doamna Puiu cântă pentru noi la ora veseliei. Ce mă-ntristezi eu oare când îmbătrânesc? Dar astăzi e ziua mea și-un pahar o închina pentru anișor urma, o-i zis și așa. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, cu și dragi să mă șistesc, să mă veselesc. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, un pahar o închina, că e ziua mea. Și în lumii când trăiesc mă tot amăjești. Azi îți mândră și înflorită și mânii îs ofilită. Azi îmi dai o supărare, mâni o zi cu soare. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, cu cei dragi să mă șistesc, să mă veselesc. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, un pahar o închina, că e ziua mea. Viața să o prețuiești, că alta n-ai mai găsă, oricât ai plăti. Pii și dragi să îi iubești, pe dușmani să-i ocolești, la necazuri să zâmbești, cât de tăti treci. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, cu și dragi să mă șistesc, să mă veselesc. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, un pahar o închina, că e ziua mea. Și dragi să mă șistesc, să mă veselesc. Haide cântă lăutare, că astăzi e sărbătoare, un pahar o închina, că e ziua mea. Pentru că facem o nouă ediție astăzi, spuneți-mi, din generațiile mai vechi, aduceți-ne aminte de niște copii care au făcut într-adevăr cinste Focșanului, județului Vrancea. Cinste Focșanului au făcut următorii doi elevi ai mei. Așa. Cel puțin unul dintre ei este cunoscut la noi în țară și peste hotare, pentru că el a obținut numeroase premii în festivalul Mamaia, atât la creație, cât și la interpretare, cât și la cu grup. A făcut parte din două grupuri mici, din două grupuri mari. Este un copil foarte talentat. Pe el îl cheamă Mateiu Daniel Cătălin. Era vorba de doi copii, parcă... Da, și a doua fetiță va fi Costache Daniela. Aceștia sunt cei doi elevi ai mei frumoși, Daniel și Dana. Să trecem atunci, să-i lăsăm pe copii să cânte. Thank you.
Dintre atâtea gânduri n-ai știut cum să alegi un vis. Nu știi să treci dincolo de fraze care s-au mai scris. După orice nor nu vezi că soarele e ceva mai sus. Nu știi sufletul mai presus de tot ce-am spus. Văd cum pașii tăi prea des pe același drum au rătăcit. Văd că tu nu știi nici azi ce-am vrut să spun când ți-am vorbit. Nu vezi lacrima ce doare dincolo de albastre ploi. Nu simți inima care bate pentru doi. Tu nu vezi cerul de atâtea stele. Și dincolo de vorbe tu nu simți ce ne-a legat. Tu nu vezi cerul de atâtea stele. Nu înțelegi că te doresc cu adevărat. Nu vezi lacrima ce doare dincolo de albastre flori. Tu nu simți nici inima ce bate pentru amândoi. După orice nor nu vezi că soarele-i ceva mai sus. Nu știi sufletul mai presus de tot ce-am spus. Tu nu vezi cerul de-atâtea stele. Și dincolo de vorbe tu nu simți și ne-a legat. Tu nu vezi cerul de-atâtea stele. Nu înțelegi că te doresc cu adevărat. De-atâtea stele. Și dincolo de vorbe tu nu simți și ne-a legat. Stele. Nu înțelegi că te doresc cu adevărat. Nu înțelegi că te doresc cu adevărat. Nu înțelegi că te doresc cu adevărat. Parcă viața întreagă ne desparte. Dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Zâmbesc sau plâng, nici nu mai știu. În inima mea e fric și totul
mai văd doar o dată chipul dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Nu mai știu de zi sau noapte, parcă o viață întreagă ne desparte. Dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Fiecare secundă e un chin și la fel zilele ce vin. Tot ce-mi doresc e să fim amândoi. Să dau timpul înapoi. Aș putea cumva întoarce timpul, să-ți mai văd doar o dată chipul. Dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Nu mai știu de zi sau noapte, parcă o viață întreagă ne desparte. Dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Mai văd doar o dată chipul, dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Nu mai știu de zi sau noapte, parcă o viață întreagă ne desparte. Dulce ar fi durerea de-aș putea să dau timpul înapoi. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere!